Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori de carte, Herald, suntem din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei inițiată de editura Herald, Lecturi filozofice, o campanie care va ține până pe data de 31 mai, campanie prin care încercăm să venim înaintea dumneavoastră cu texte fundamentale din istoria omenirii și am ales o colecție foarte dragă mie, este vorba despre colecția Cogito, în care apar texte fundamentale de filozofie. Astăzi vorbim despre o carte a lui Voltaire, Elementele filozofiei lui Newton, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald, în traducerea domnului conferențiar universitar dr. Adrian Năniță. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Cristian Român, senior editor știință și tehnică. Când Voltaire publica Elementele filozofiei lui Newton în 1738 în Franța, știința newtoniană începuse să înlocuiască în mod decisiv filozofia naturală a lui Descartes, filozofia naturală carteziană, fiind prima formă, am putea spune, de popularizare în limba franceză a perspectivei newtoniene asupra lumii. Cartea lui Voltaire a fost cunoscută publicului larg, a făcut de fapt cunoscută publicului larg filozofia naturală, optica și mecanica lui Newton, fiind imediat tradusă în limba engleză, în limba germană și limba italiană. În aceste condiții, elementele filozofiei lui Newton reprezintă cu adevărat un text fundamental, o lucrare fundamentală pentru înțelegerea răspândirii ideilor newtoniene și a dezvoltării iluminismului, pentru că vorbim de această perioadă, de epoca rațiunii, apropo de cartea lui Thomas Paine, tot din colecția Cogito, vorbim despre dezvoltarea iluminismului, despre epoca rațiunii cu precădere în Franța. Domnule Cristian Român, prima întrebare, de ce ați recomanda prin prisma ideii de popularizare a științei, de ce ați recomanda această carte celor pasionați, să spunem, de filozofie, dar pasionați și de această perioadă frumoasă din istoria umanității, iluminismul? Nu e vorba numai despre filozofie sau iluminism. Cartea asta e și, cum să spun, spuneați dumneavoastră, o carte de popularizare a științei. Cititorul care parcurge cartea, e o carte ușor de citit, nu e vorba despre o filozofie de-aia adresată specialiștilor, este vorba chiar de o filozofie populară, pe înțelesul tuturor. Aici vedem cumva, dacă suntem pasionați de istoria științei, vedem cumva cum a evoluat gândirea științifică de-a lungul timpului. De altfel, Newton se considera filozof, filozof al naturii. Și Descartes, la rândul său, se considera un filozof al naturii. Dar Newton era mai degrabă om de știință. Și tot explică Voltaire în cartea aceasta minunată, vă recomand să o citiți, tot explică diferențele între felul în care vedea universul Descartes și felul în care vedea Newton universul. Pentru că Descartes se ancora sau își deducea afirmațiile plecând de la filosofii greci, plecând de la niște principii stabilite cumva filosoficește, principii care nu mai puteau fi modificate cumva. Era tipul acela de gândire scolastic, de care s-a rupt totuși, dar nu vreau să intru în detalii. În timp ce Newton duce gândirea mai departe. Newton este filozof al naturii, dar în același timp este cel care a pus bazele științei. Îl consider între primii trei oameni de știință în ordine cronologică. A fost un Kepler care a explicat mișcările planetelor, a fost un Galilei care ne-a ajutat să privim universul
cu proprii ochi și să-l înțelegem altfel decât ne spuneau filosofii că ar trebui înțeles, și Newton care, cum să zic eu, creează o sinteză între cei doi, pentru că Newton, plecând de la niște constatări simple, niște principii simple, reușește să ofere și un formalism matematic al mecanicii. Un formalism matematic, dacă îmi permiteți, chiar pentru univers. Pentru că de la încolo a început să se înțeleagă că lucrul afirmat de Galilei, cum că universul trebuie și poate fi descris cu ajutorul matematicii, Newton chiar o face prin niște formulări extrem de simple. Repet, este o carte formidabilă, o recomand să fie citită prin această prismă. Aici veți vedea și conflictul dintre filozofia carteziană și filozofia newtoniană, dar veți vedea și felul în care lucrurile sunt explicate de către Voltaire. Mă rog, aici povestea e puțin mai interesantă și vă recomand, găsiți în prefață câteva informații. El a ajuns în Anglia pentru că a trebuit să scape de Bastilia, fusese închis în Bastilia Voltaire cu câțiva ani înainte, dar de această dată a avut loc o altercație cu cavalerul de Rohan, dacă nu mă înșel. Este obligat să fugă, să plece în Anglia, acolo învață foarte repede limba engleză, surprinzător de repede, în câteva luni chiar începe să redacteze texte în limba engleză. Acolo ia cunoștință cu filozofia engleză, cu parlamentarismul monarhic, să-l numesc eu așa, din Anglia, în timp ce în Franța domnea absolutismul, și acolo ia primul contact cu opera lui Newton. Dar înțelegerea profundă a operei lui Newton o obține totuși în Franța, pentru că avea o prietenă, marchiza de Châtelet, despre care se vorbește foarte puțin în istorie. El, Voltaire, o enumără aici în carte, mulțumindu-i. Ea a tradus în franceză principiile matematice ale lui Newton, fiind o persoană de înaltă cultură, cunoștea bine filozofia, matematica, chiar mă gândesc să scriu un text despre ea, pentru că din această carte am aflat de existența acestui personaj fabulos. La începutul discuției noastre vorbeam despre, hai să spunem, noutatea elementelor filozofiei lui Newton și pomeneam chiar la un moment dat de, hai să spunem, celebra întâmplare cu mărul și cu legea gravitației, care este cunoscută, cred că este cunoscută de copii încă din școală. Da, sunt și multe desene frumoase cu această întâmplare. Voltaire notează în carte, atunci când vorbește de mecanica newtoniană, spune că, și cred că el răspunde de fapt povestea, anecdota să o numim noi așa, într-o zi din anul 1666, Newton, retras la țară și văzând fructele cum cad din pom, după cum i-a povestit nepoata lui, s-a lansat într-o profundă meditație cu privire la cauza ce antrenează toate corpurile pe o linie care, dacă ar fi prelungită, ar trece aproape prin centrul Pământului. Ce este, se întreba el, această forță care nu poate veni din aceste vârtejuri imaginare demonstrate a fi atât de false? Vârtejurile imaginare despre care vorbește Voltaire sunt vârtejurile lui Descartes. Descartes asta presupunea. Vedeți, era, cum să zic, un șir de judecăți intelectuale ceea ce făcea Descartes, neprijinindu-se pe experiența fizică ca atare, care presupunea că Pământul este antrenat în mișcarea de rotație de un vârtej uriaș, un vârtej făcut dintr-o materie subtilă și așa mai departe. Descartes nu, cum să spun, îl critica foarte dur pe
sau mai bine zis, cartezienii îl criticau foarte dur pe Newton, pentru că, conform filozofiei carteziene, nu putea să existe o acțiune la distanță, cum este forța gravitației. Oricum, lucrurile sunt foarte interesante și veți vedea această dezbatere cuprinsă în această carte. Foarte frumos scrisă și, repet, se citește cu mare, mare plăcere. Și permiteți-mi că trebuie să spun și asta, care a fost scopul lui Voltaire. Scopul principal în cercetarea pe care o fac este de a prezenta mie și poate câtorva cititori ideile cu privire la legile fundamentale ale naturii descoperite de Newton. Voi examina până unde s-a ajuns înainte de el, de unde a plecat el, unde s-a ajuns și uneori ce s-a mai aflat după el. Voi începe cu lumina, pe care a cunoscut-o foarte bine, și voi sfârși cu examinarea gravitației și a legii generale a gravitației sau atracției, forța universală a naturii și a cărei descoperire eu datorăm numai lui. Și își urmează foarte bine Voltaire această introducere pe care v-am prezentat-o. Practic descrie planul întregii lucrări și se întrevede și stilul abordat. Este o carte de, am spus-o de mai multe ori, este o carte de popularizare a teoriei newtoniene într-o vreme în care în Franța ea era, să zic eu, n-aș zice combătută, contestată, nu știu, încerc să găsesc un cuvânt mai moale așa. Putem vorbi în acea perioadă, secolele 17, 18, putem vorbi de un soi de conflict sau antiteză, să spunem, între religie și știință? Aici avem primul capitol, prima parte a cărții, chiar de metafizică la metafizică se referă. Vreau să spun, trebuie citit și acesta cu foarte mare atenție, pentru că aici arată problemele sau, mă rog, micile conflicte care erau în vremea aceea între știință și religie. Bineînțeles că au existat asemenea conflicte, bineînțeles că ele au avut consecințe de-a lungul timpului. Dar, vedeți, și ilustrează aici foarte bine Voltaire. Newton, el însuși, era foarte religios, era profund religios și veți găsi nenumărate texte în care el vorbește despre divinitate. Este adevărat, nu este divinitatea din catolicism sau ortodoxism, pentru că el era unitarian, el nu credea în Sfânta Treime, mă rog, avea o sumedenie de argumente legate de acest aspect al gândirii. Dar, și asta e formidabil la Newton, o subliniază Voltaire, dar mai degrabă în fugă, aș zice eu, formidabil este că atunci când vorbește despre fizică, despre optică, despre teoria gravitației, mecanică, mă rog, tot ce cuprinde principiile matematice ale filozofiei naturale ale lui Newton, el se desprinde de divinitate. Apare notată în context, dar el, cumva, Newton și-o explică foarte bine, trebuie citită principia matematică, că el totuși trebuie să explice lumea asta naturală și trebuie să se ancoreze într-o realitate pe care o poate observa și din care poate trage concluzii. El atribuie legile fizicii divinității, dar lumea funcționează pe baza unor legi care pot fi înțelese de către om, de către
cel care se apleacă asupra studiului ei. Mi-ar plăcea, dumneavoastră ați mai scos o carte din gândirea lui Newton, tot da. În Cogito, uite, îmi scapă numele acum, care și este formidabilă, în care chiar explică, în cartea aceea, se explică legătura dintre credința lui Newton și filozofia naturală. Dacă țin eu minte bine, au fost niște texte care au fost recuperate relativ de curând, la jumătatea secolului trecut, și iarăși e o carte care ar trebui parcursă de către cei care vor să aplece mai mult asupra felului în care gândesc oamenii de știință, asupra felului în care a gândit Newton, care evident este unul dintre cei mai mari oameni de știință. Teoria newtoniană a răsturnat practic o întreagă lume. O răsturnare care consecințe le vedem acum, dar puțin înțeleg punctul de plecare a unei revoluții care, iată, ne face să vorbim de la o așa mare distanță, cu imagini, cu sunet. Da, și aș face și o legătură cu o altă carte pe care, de altfel, am pomenit-o puțin mai devreme sau am pomenit autorul ei, legătura aceasta dintre filozofia naturală și religia naturală a lui Thomas Paine din cartea Epoca Rațiunii. Am vorbit despre această carte minunată cu domnul conferențiar universitar dr. Adrian Niță. Dragii noștri, astăzi am vorbit despre Voltaire, despre cartea lui Voltaire, Elementele filozofiei lui Newton, și despre personalitatea lui Isaac Newton în cadrul rubricii Pastila de lectură și în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald, și cărțile de filozofie din colecția Cogito, dar și din colecția Cultură și Civilizație. Dacă ar fi să ne referim la cartea lui Will Durant, de exemplu, Povestea filozofiei, vă așteaptă să le citiți, să le achiziționați. A fost astăzi alături de noi domnul Cristian Român, senior editor Știință și Tehnică. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură în cadrul aceleași campanii Lecturi Filozofice. Să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!